Mov și verde! Hai, găsește! Unde poate fi? E galben! Roșu! Stop, perdouă! Toti, nu încărca! Acum eu, să vezi cum câștig! Ce? Ai, ai, ai! Băieți, de ce stați afară dezbrăcați? E frig! Eu îmbrăcați căciulile! Ce burieri de la noi! Băieți, repede îmbrăcați căciulile! Dar noi ne jucăm! Și afară este cald, mami! Nu e chiar cald! Băi, e cald! Uite ce de cald afară! Da, mami, probabil că ei nu și-au învățat lecția din Punta Cana. Umblau fără chipiuri. Când ați avut insolație, ce ați uitat? Insolație? Repede! De ce a fugit tati? Nu știu. Așa experiență, nu vreau să mai am. Băieți, voi mă șocați! Au trecut doar 2 zile de când a venit de la mare din Punta Cana și voi totuși nu v-ați învățat lecția! Da, paza bună trece insolația! Zarurile mele! Hai mai repede, ne grăbim! Întârziem, mai a rămas încă 5 minute și voi stați aici! Haideți! Doar chipiurile? Hei, băieți, de ce dați luat chipiurile? Uite că nu este soare chiar. Da, dar mai târziu va fi. Da, dar îmi pare că sunt și niște nori. Și apropo, suntem în toiul iernii, chiar dacă suntem la ecuator. Păi iată, numai acești nori sunt amăgitori, tati. Parcă-ți pare că totul este ok și hop, ai insolație. Nu vom păți nimic. Să nu rămână niciun colț fără de crem. Melissa, iată și băieții vin. Haideți! Noi am ocupat aici locuri la umbră. Să nu ne ardă soarele. Iar și voi ne dictați ce să facem, unde să stăm. Noi vom sta aici, la soare. Să ne protejăm. Da. Vitamina D. Nimeni încă nu a anulat-o. Ah, ce bine, Mircea. E cald și bine. Ca și în saună. Mami, trebuie să ducem ceva apă, să ne răcorim. Este orșiță. Da, da, Melissa, și băieților. Uite cum stau și se coc la soare. Ce mai păjolește soarele astea, Mircea? Tata zice că sunt de gaie. Ce facem? Plecăm un pic în apă? Sau... Da. Sau mergem la fete? Băieți, vreți un suc? Nu vrem. Noi mergem la apă. Mami, mami, eu vreau codițe! Codițe? Da. Și ce model vrei să alegi? Acesta! Așa ceva? Păi nu am mai văzut așa codițe și vreau să încerc! Dacă crezi că modelul ăsta e reușit, atunci încearcă! Wow, mulțumesc! Hai mai de la mare! Băieți, doar cremă de protecție? N-avem noi nevoie de cremuri de voastre. Nu, aici eu vă interzic. Până nu vă dați cu cremă, nu vă bălăciți în apă. Micea ține. Hai, Micea, să ne dăm. De altfel, nu se lasă de pe capul nostru. Așa, mulțumesc. Toti, ce-i asta? Cum ce-i? Cremă de soare! Cum crema de soare? Dormim, pare că este Nutella. Ce fel de crema de soare? Este Nutella, să gust. Ce faci, Mircea? Oh, într-adevăr, este crema de soare. Mircea, ce faci? Atunci să mă dau pe tot corpul. Și Nutella e cafenie, nu albă. Sau ce? Iar soarele? Soare? Nu știu. Ce soare? S-a întâmplat ceva? Zicem că e soare și bine. Oare va ieși identic cu modelul pe care mi l-am ales? Melissa, și la școală cum vei merge? Parcă nu aveți voi părul vopsit. Nu este vopsit. E doar o extensie colorată. Deja vedem ce ne zic. Melissa și-a dorit foarte mult să-și facă codițe colorate. Și în toiul iernii. Eu plec să fac bălăceală. Succes! Și într-adevăr, dacă nu va permite la școală cu codițele, să le las sau să le scot? Voi ce propuneți? Scrieți în comentarii. Dar eu mă mai culc un pic. Să mă întind pe șezlong. Melissa, după ce își face codițe, să-i pun și ei chipiul. Of, tati, iarăși cu capul la soare. Mami, ce e asta? Ia-ți chipiul. Cum să-l iau, tati? Uite ce soare! O să te doară capul! Wow! Scoici și steluțe de mare! Poate că se umplă în apă! Hai, vine, Matei! Gata, am decis! Mergem acasă cu codițele roz! Mai departe vedem ce se întâmplă! Să-i duc lui tati un pahar cu apă! Hei! Ce-i? Ce? Ce-ai spus? Mami, tu te simți bine? Mami, ai pățit ceva? Te-a lovit soare la cap. Eu n-am pățit nimic. Îți zic doar să te hidratezi. Bea cât mai mult suc. Mami, lasă tu strâmbatul. Oricum nu înțeleg nimic ce spui tu acolo. Am zis eu că soarele-i de vină. Te simți bine? Da, dar de ce întrebi? Nu știu ce-a pățit tati, dar nu înțelege ce vorbesc eu. Parcă aș vorbi cu un palmier. Cred că de la insolație. Mă gândesc și eu că e de la soare. Aha, și să înțeleg că chipiul așa și nu a vrut să-l îmbrace, da? Și nici el și nici Mircea. Și când îi învățăm minte? Cred că a sosit momentul, Melissa. Când mergem spre hotel, ne oprim la piscină. Apă, să mă răcoresc puțin. Ce rece este! M-am răcorit puțin. Ce rece! Apă. să mai iau. Mircea, ce faci? Deci îți dor nisip. Nisip? Unde vezi tu nisip? Asta este apă și mă răcoresc. Ce mă răcoresc, e rece. Să mă iau apă. Mami, privește ce face Mircea! Dar ce face Mircea? Mircea! Dar și tu apă? Așa-i că rece. Mircea, ce-i cu tine? Este fierbinte și nisip! Ba nu, este apă și foarte rece. Ce bine! Mircea, asta sigur e din cauza insolației. Acela e nisip. Trebuie să-ți pui chipiul. Tu stai acum la soare. Las că vedeți voi când aveți insolație ce pățiți. Da, Timone, ce mașină a făcut? Dar tu insolație vorbești. Hai, Mircea, hai, Matei. Uite! Aici este acoperiș, este protejat de soare. Luați loc, totul e înainte. Matei, ești în siguranță. Ești și fără chipiu. Mâncați bine, ne așteaptă o zi grea. Mami, mai bine și mănâncă decât să bodogrești despre insolație atâta. Hai cu chipul. Eu ce nu închid eu nici gura. Nu știți ce vă așteaptă. Dar pe mine nu mă doare capul de la soare. Cred că am ajuns! Stați liniștiți! V-am luat chipiuri! Hai, îmbrăcați-le! Am că nu știu cum să leagă aceasta. Auzi? Și dacă voi tot ziceți atâta de soare în soare, o punem în loc de batic. Nu? Cum, așa? Eu totuși zic mai bine să purtați și chipiurile, băieți. Nu glumiți cu asta. Mami, într-adevăr, are dreptate. Vreau să mergem! Dar mie îmi place muzica aceasta! E faină! Hola! Wow! O, ce toate! Mircea, cine sunt astea? Le cunoști? Toate, ce cu tine? Păi, mami, și mie! Sigur? Da. Mergem totuși cu baghi sau nu? Ce-au zis acolo? Hai să mergem. 5, 3, 2, 1, pornim! Băieții sunt în față! Băieții au luat-o pe dinainte! Da, și nu și-au pus chipiurile! O mașină deja s-a defectat! Abia am pornit! Unde este mami? Melissa, a uitat să luăm ochelari! Tot nisipul vine în ochi și nu văd nimic! Începe praful! Ne punem acasă față, mami! Aha, și eu cum mai conduc? Dacă închid ochii! Important să nu facem accident! Melissa, eu văd că băieții totuși nu au îmbrăcat chipiurile! Hai că ajungem la punctul de destinație! Și unde mergem mai departe? Nu știu, vom vedea! Ce băieți, aveți nevoie de chipiu! Eu zic să îmbrăcați totuși chipiul, soarele e foarte puternic! Toți deja pleacă! Hai și noi, Mircea, să ne distrăm! Lasă chipiul! Totuși, Matei, eu zic ție să-ți spun chipiul. Dacă ei nu vor să asculte, măcar tu să te simți bine. De ce dansați, fetelor? Ce-i cu voi? sunt ele, că nu recunosc. Prima dată le văd. Dumitru, trezește-te! Ce? Mami, ai prins prea mult la bronz! Ai stat prea mult la soare! Dumitru, trezește-te! Dumitru, trezește-te! Dumitru, trezește-te! Dumitru, trezește-te! Petru, astea voi sunteți? De ce dansați așa? Și cum voi? Aveți izolație? Haideți să ne bălăcim în apă! Într-adevăr, tate, Mircea, și cu voi? Haideți să ne răgurim! Ce-am făcut de ochi? Wow, ce nisip! Nu știu cum ne descurcăm! Chiar intră în not! Mami, pune-ți masca! Imediat! Gata! Iubi! Intrăm în junglă! Mie mi-este frică că mă iei din țară, începe să ne se facă rău! Mami, îl văd pe tati și pe Mircea! Nu poartă niciun ochipiu! Mai dă și din mână! El glumește, nu șadă! Soarele pe cer! Ce frumare! Unde este tati? I-a pierdut! Mami, traseul este din ce în ce mai dificil! Acum intrăm în zona bâlcoacelor! Ce-a fost asta? Ne-am urmărit papucii! Acesta a fost noroi, Melissa! Soarele să fie mare. Wow! Ești cu cascadă? Hai să cercem! Eu în apă nu mă bag. Poate ne face nouă mai bine. Eu propun să mergeți totuși și așa ați stat fără chipiuri pe soare. Haideți! Haideți, băieți, băieți! Hai, Toni! Nu, eu nu merg! Melissa, ce facem cu băieții? Nu vă ruptul capului să iei aici în peșteră! Ei, sigur, se simt rău! Eu asta simt! Eu totuși n-am înțeles și-o pățit toate! Oare lui Matei nu este frică? Matei, nu te faci! Ai, 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 ai! Uite, ne-au trecut în fața noastră! Probabil băieții... Eu ziceam că ei se simt rău! Doar eu ne depășesc! Am îndrăgit! Ha-ha! Matei, închide ochii! E praf! Mircea, dar unde sunt chipiurile? Un pic m-am cam lovit soarele! La mami și la Melissa! Deci am observat! Mircea cu Matei au casă, dar tatii nu! Băieții cât de cât sunt protejați! Da, în afară de tatii! Dar nu-i nimic! E răbci așa! Ha ha ha! ochii, și volanul, și pedalele, totul este în noroi! Eu sunt udă! Y aquí tengo la madeleine para los pies, para manchas, semillas. Fiți atenți, acolo se prepară ciocolata naturală. Este secret de ciocolată. Ciocolată? Piene ciocolată. Ok. Băieți, ia mirosiți, poate vă treziți un pic. Oh, uite. Asta e miros. Ce băieți, e mai bine? Poate vă luați totuși chipiurile, ha? Nu avem nevoie mai de ele. Da, și totul este ok cu noi. Eu totuși cred că băieții au insolație. Măcar bine că pe Matei l-am protejat. Ceilalți sunt foarte încăpătinați. Tati, gustă cacao original de aici, din Punta Cana. Tu fac? Ce-mi dai tu mie acolo? Cacao, tati! Hai ia și gustă! Dar asta e o piatră! Ce fel de piatră, tati! Privește atent, e cacao naturală! Asta e cacao? Hai să gust! Într-adevăr? Hai, spune, cum e la gust? Delicioasă! Dar știi? Uite cât cacao este pe jos! Ce fel de cacao? Pe jos este petriș! Este cacao! Mami m-a servit! Oh. Dar oare unde sunt băieții? Mami, sigur noi putem ajunge! Mircea, tu vezi fetele? Eu deja nu le mai recunosc! Când sunt bronzate, când sunt palme! Nu mai înțeleg niciodată nimic deja! Tati, probabil este timpul să luăm cuțiurile! Probabil, Mircea! Probabil! Nicio șansă să-i mai găsim! Gata! Ne-am pierdut aici! Hai să căutăm vreo hartă! Poate este aici! Nu e nimic, mami! Privește-mă atent! Eu zic să-i dăm gaz să-i ajute! Iarăși muzica asta îmi sună în cap. Oare tu ești de vină? Tati, eu am crezut că voi aveți alte planuri. La noi combustibilul s-a terminat, mașina am schimbat, de voi ne-am pierdut. Noi nu avem, suntem în țară străină. Acest sunet încă nu mi iese din cap. Totuși este din cauza chipiului Mircea. Hai că ne întoarcem înapoi la hotel și rezolvăm întrebarea. Mergem să schimbăm tricourile și pantalonii. Să fim toți murdari din cap până picioare. Hai băieți! Și cu muzică! De ajuns! Da? Da! E bine, dar cum crezi, pe valuri putem să mergem cu aflabila? Sper că vom putea. Hai să încercăm. Băieți, puneți-vă chipiurile! Sau mutați-vă măcar la umbră, nu stați atâta pe soare! Asta ce-i soare? Iarna! Hai, lăsați-vă voi! Mami, dar ce ți-ai pus pe cap? Cum ce-am? Chipiu! Tu ce, nu vezi? Asta e chipiu, sunt un proiect de chiloți. Ce fel de chiloți, băieți? Chipiu cu care am umblat toată ziua. Mami, dă mai repede jos pantaloni, ce o să stride toată lumea. Toți care trec aici o să zică că suntem... Aha, nu mai scot eu chipiul nici în ruptul capului. Dacă voi sunteți încăpățânați, eu nu sunt așa și nu vreau să mă doară capul după asta. Băieți, vă inventați orice doar ca să stați la soare și să nu vă protejați. Melissa, n-ai cu cine vorbi. Toată ziua am purtat chipiurile după ei și oricum nu vor să le poarte. Mircea, ia, hai să de aici tălpășița, să nu stăm cu lângă ele. Trece lumea și să nu zică că suntem împreună. A, așa voi! Știi ce? Stai tu cu chiloții pe cap, iar noi... Hai să ne mutăm aici. Ce fel de chiloți? Noi ce-am spus, să scoți chiloții. Mami, unde sunt băieții? Își iau mâncare, dar totuși nu vor să asculte și nu vor să îmbrace chipiurile. Eu cred că eu fac intenționat. Într-adevăr, Melissa. Dar stai, vrei să învățăm minte? Hai să ne dăm o lecție. La ce te mai gândit? Am o idee. Te voi transforma în sirenă. Hai să învățăm minte. Ce mai facem astăzi? Unde mergem? Vezi, Mircea, imediat. Nu știu, băieți, ce planuri aveți voi, dar astăzi la bălăceală și la mare sigur vom merge. Atunci vom merge și la mare. Hai, repede.